Locuitorii din Ivănești au dat asaltul la oalele cu sarmale pregătite de gospodinele din localitate. Mâncarea bună, vinul rece și muzica de calitate au fost ingredientele unei zile de sărbătoare perfecte pentru toți cei prezenți. 7.000, cred că. 8.200. Așa a spus șefa bucătăreasă. 8.200 de sarmale, da. Câte femei au muncit? Au fost în jurul la vreo 20 de femei, cred. Sau și bărbați? Nu, numai femei. Bărbații, nu numai femei. La povești. La povești și la... M-au ținut rangul, așa. Da, da, exact. Da, păi da, dacă nu erau bărbați, nu se făceau sarmale. Foarte bune. Mulțumim, domn primar. E obișnuit aici cu sarmalele. Da. Să ne trăiască primarul. Da. Foarte bune. La ziua satului cum e? Cum sărbătoare? E o sărbătoare a noastră, frumoasă. Foarte, foarte bune, din partea primarului. A primăriei, nu a primăriei. A primarului, că el e tata noastră. Da? Da, da, e foarte, foarte bune. Asta e a doua oară care am luat, că duc la băieți, că mai am oameni de servit. E o obișnuință aici la Ivănești cu sarbătoare. Foarte, foarte bine. Eu sunt un băiat de pe la Bacău și vin un fiecare an aici. Da. Primarul din Ivănești uită de criză o dată pe an. Cu ajutorul sponsorilor, acesta reușește să organizeze o zi a satului pe gustul consătenilor. Că dacă ai o relație corectă cu cetățenii tăi, cu semenii tăi, găsești oameni cu suflet care să înțeleagă că comunitățile noastre au nevoie și de asemenea manifestări. Eu sunt adeptul muncii. Eu, unul, muncesc foarte mult, dar mai avem nevoie și de relaxare. Și cea mai mare mulțumire a mea este ca să ofer momente de relaxare și de bucurie oamenilor din comună. Pentru că de asta am fost aleși, cea mai mare mulțumire a mea asta este să văd că proiectele vin în comuna Ivănești, să văd că putem schimba nu numai mentalitățile, putem schimba și aspectul comunei, astfel încât Ivăneștiul să ajungă acolo unde este locul, ca o comună de frunte al județului Vaslui. Petrecerea a continuat până târziu în noapte.